Familia tânărului care a ucis luna trecută doi studenți cu mașina și a rănit alți trei în stațiunea 2 mai, după ce a urcat băut și drogat la volan, s-a reunit astăzi la DIICOT. Vlad Pascu și părinții săi au fost aduși cu mandat ca să dea explicații într-un dosar de trafic de droguri care vizează și doi presupuși dealer care l-ar fi aprovizionat. Mai grav, susțin anchetatorii, este faptul că mama suspectului ar fi amenințat martorii din dosar. După audier, tatăl băiatului a pornit cu scuterul în trombă printre jurnaliști. Vlad Pascu a fost adus din arestul poliției constanțene la București, de un detașament de luptători înarmați din Serviciul de Intervenție și Acțiuni Speciale al Poliției. Tânărul este deja arestat preventiv, după teribilul accident de circulație de luna trecută, soldat cu doi morți și trei răniți. Vlad Pascu ar fi urcat la volan băut și drogat. Pentru că înainte de nenorocire fusese prins cu stupefiante asupra lui, procurorii DIICOT îl cercetează într-un dosar de trafic de droguri de risc și mare risc. Vlade, ești conștient de ce ai făcut? Îți asum responsabilitatea. Faptul că ai nenorocit atâtea vieți, cum ți se pare? Îmi pare foarte rău pentru ce se întâmplă. Și în afară de părerile de rău? Îmi pare foarte rău și nu am ce să spun ca să pot să ajut în ceva. În sediul DIICOT, pe Vlad Pascu îl așteptau nu doar anchetatorii, ci și părinții lui. Anchetatorii le percheziționează de dimineață locuințele, iar tatăl fusese chemat să spună ce știa despre petrecerile găzduite de fiul său, în care s-ar fi consumat droguri. Mihai Pascu, tatăl lui Vlad, a încercat să-și ascundă fața la adăpostul unei căști de motociclist, pe care a fluturat-o apoi râzând în văzul tuturor. Da, acum dă-de. Tati, puțin mai în stânga poți? Anchetatorii au găsit acasă la Mihai Pascu muniție, pe care nu avea dreptul să o dețină. L-au acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și îl cercetează sub control judiciar. După audieri, Mihai Pascu a refuzat să vorbească despre fiul său. A urcat pe scooter și a pornit în trombă, fără să-i pese că dă peste jurnaliști. Cum este? Odată ce au început să-l cerceteze pe Vlad Pascu pentru posibile acuzații de trafic de droguri de mare risc, procurorii DIICOT au aflat că mama tânărului ar fi încercat să influențeze mai mulți martori pe care ar fi amenințat să nu dea declarații împotriva tânărului arestat deja pentru ucidere din culpă. Așa că femeia a fost adusă cu mandat la sediul DIICOT pentru a da explicații în fața unor posibile acuzații de infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Știi că mama ta ar fi încercat să amenințe niște martori să nu depună mărturie împotriva ta? Cei trei membri ai familiei Pascu nu sunt însă singurii vizați de operațiunea Hydra, cum au denumit procurorii ancheta DIICOT legată de gruparea de traficanți care livra stupefiante grupului de tineri proveniți din familii înstărite, din care face parte și Vlad Pascu. Doi dintre cunoscuții lui au fost aduși pentru suspiciuni de trafic de droguri și pentru punerea locuinței la dispoziția consumatorilor. Îl știi pe Vlad Pascu? Vlad, nu consum droguri, nu consum nimic, ați înțeles? Vlad Pascu a mai fost prins cu droguri pentru consum, de două ori până acum. Prima oară în adolescență, dar pentru că nu avea vârsta legală, nu a fost pus sub acuzare. Iar anul trecut, procurorii au decis să renunțe la urmărirea lui penală, pe motiv că a fost prins cu o cantitate prea mică de substanțe interzise și că nu merita ca statul să cheltuiască bani pentru un asemenea dosar.